revenit la Biblioteca Municipală. Mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această zi, prilejuită de o conferință susținută de domnul Cristian Bădeliță, teolog, traducător, eseist, doctorat la Sorbona și zeci de volume publicate și revendicate de marile biblioteci europene. Nu locuiește în România, dar revenirile domniei sale în țară ne prilejuiesc întâlniri memorabile. O să vedeți și conferința de astăzi. Pentru început, o să-l rog pe domnul primar să ne prezinte mesajul domniei sale. Da, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc mult pentru invitație și vreau să felicit organizatorii pentru că au cuprins și Romanul, urmea noastră ușatină, pe harta acestui proiect cultural de succes. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Cristian Bădeliță, pentru că sunteți prezenți alături de rămașcanii noștri. Tema aleasă de dumneavoastră este una generoasă și cred că, din ceea ce observ, prezintă și interes. Cred eu că, într-o societate zbuciumată în care trăim noi, în care dezbinarea își face prezența în și printre oameni, avem nevoie de dezbateri reale. Este foarte important să nu ne uităm istoria. Este foarte important să tratăm trecutul. La fel de important cum este și prezentul și viitorul, cred eu de asemenea că este important să învățăm din greșeli și nu doar să ne scuzăm spunând că a greșit omenește. De aceea eu zic că Dumnezeu ne-a acordat demnitate, înzestrându-ne cu liberul arbitru. Însă eu cred că liberul arbitru este libertatea de a alege și de a acționa a fiecăruia. Însă trebuie să alegem acele fapte care să aducă respectul și sprijinul pentru semenii noștri. Și nu acele fapte care să aducă ură, nepăsare și dezbinare. Eu nu vreau să vă rețin prea mult, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și să vă asigur că Autoritatea Publică Locală din Roman este un partener permanent pentru dialog, un partener de încredere. Vă mulțumim mult și încă o dată bine ați venit la Roman. Mulțumim, domnule primar. Într-un început, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă spun câteva din conotațiile acestei zile, de 27 februarie. Este ziua în care s-a născut Mitropolitul de Bucovina, Visarion Puiu. Am participat ieri la Muzeul de Istorie, la cea de-a 21-a ediție a simpozionului Zilele Mitropolit Visarion Puiu. Este ziua în care s-a născut sculptorul român, membru al Academiei Române, Ion Irimescu. Ziua în care s-a născut scriitorul american John Steinbeck, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1962. Tot pe 27 februarie s-a născut filozoful francez Paul Ricoeur. Și trecem la comemorări. Este ziua în care a murit Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A murit lingvistul și filologul român Alexandru Rossetti, membru al Academiei Române. A murit istoricul, filozoful și sociologul român Alexandru Dimitrie Xenopol, un alt membru al Academiei Române și fost rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și tot astăzi este ziua în care a murit Ivan Petrovici Pavlov, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1904. Și tot cu permisiunea dumneavoastră, foarte pe scurt, mi-a fost greu să aleg dintr-o biografie atât de vastă, câteva repere din biografia invitatului nostru de astăzi. S-a născut pe 27 martie 1968 în orașul Săveni, județul Botoșan.
Este absolvent al liceului August Trebonius Laurian, secția matematică fizică. Este același liceu pe care l-a absolvit Mihai Eminescu și Nicolae Iorga. A urmat 2 ani cursurile Facultății de Litere la Universitatea din București, secția română-franceză, avându-i ca mentor pe Cornel Mihai Ionescu, Ioan Pânzaru, Pan Vizilescu, ultimul supraviețor de marcă al revistei Gândirea. În anul 1990 s-a transferat la secția de limbi clasice, unde îl va întâlni pe profesorul Petru Creția, cel care avea să îi marcheze destinul. De altfel, prietenia lor s-a concretizat într-o școală de vară la Ipotești și într-un volum despre Apocalipsa lui Ioan. În anul 1992 a plecat în Spania, unde a studiat teologia. A predat limba și literatura greacă veche la Universitatea din Timișoara, până când soția domniei sale, distinsa doamnă Smaranda Băviliță, a fost admisă la școala Ecole Normale Superior. A renunțat așadar la postul de la Universitatea din Timișoara și a plecat la Paris, unul din centrele puternice ale patristicii mondiale. Deși nu trăiește în România, spune, citez, patria mea rămâne cu toate păcatele ei și ale mele, România. Este doctor în istoria creștinismului antic a Universității Sorbona, a debutat în anul 1984 în revista Ateneu, suplimentul Caiete Botoșenene. Din anul 2001 a început o colaborare cu New Europe College în București, organizând colocvii internaționale despre actualitatea părinților bisericii, despre patristică și ecumenism. Tot în cadrul aceluiași colegiu a coordonat în intervalul 2003-2011 traducerea comentată a Septuagintei, proiect publicat în colaborare cu editura Polirom și Fundația Anonimul. A coordonat prima editare științifică a scrierilor lui Nicolae Steinhardt, apărute la editura Humanitas. A scris cărți, multe cărți, de la studii patristice până la poezie, jurnal și eseu. A scrie o carte este un act de iubire, spune Cristian Băliliță, făcând distinție între cărțile de poeme, unde inspirația și harul nu mi-aparțin, așa cum spune domnia sa, și cărțile de știință, unde pe lângă har și inspirație trebuie și aplicație și cunoștințe precise care se asimilează printr-un efort propriu. A făcut o pauză de biblistică și a dedicat-o lui Baudelaire și ne propune astăzi o relectură în cheie teologică a Florilor Răului, de altfel primele pagini, primele rânduri din cartea apărută săptămâna trecută. Citez, Charles Baudelaire este un mănunchi de paradoxuri și iluminări, dar mai presus de toate este autorul unei cărți, Florile Răului, pe care a frământat-o ca pe un aluat până în clipa morții, renunt-o mereu, adăugând poeme, șlefuind-o cu migala și determinarea unui bijutier. A fost un poet obsedat de poezie, dar și un poet înzestrat cu o imensă și profundă cultură de ordin literar, artistic, filozofic și, nu în ultimul rând, teologic. Autorul a optat pentru o traducere în proză, cât mai precisă, a originalului francez, reprodus în paralel. Este vorba de Baudelaire, un poet complex, un poliglot, care un cunoscător de limbă greacă, veche, de latină, având în plus și o deschidere spre teologie. Nu o să vă mai spun prea multe despre conferință, pentru că asta o să ne spună în câteva momente însuși autorul. Vreau doar să vă mai dezvălui din biografia domniei sale câteva amănunte pe care le-am spicuit dintr-un interviu acordat unei reviste românești. Scrie o poezie de la 6-7 ani. În liceu, la fizică, am luat nota 9 la teză, deși n-am rezolvat nicio problemă, dar am scris în versuri principiul al doilea al termodinamicii. Da, mi-am scăpat. Și la întrebarea care este cea mai însemnată recunoaștere profesională din viața dumneavoastră de până acum,
Răspunsul a fost premiul întâi la concursul de triciclete din clasa 1 la Săveni. E bineînțeles o glumă. Iar cea mai însemnată realizare profesională, Smaranda, Irina și Paul Victor, soția și cei doi copii ai domnii sale. Despre experiența traumatizantă, am înțeles, din timpul serviciului militar. O să găsiți amănunte în cartea Nodul Gordian și multe alte cărți pe care domnia sa le-a adus într-un stand de carte. Și o să închei cu rugăciunea cititorului, aparține lui Gaston Bachelard, și anume, dimineața, în fața mesei pline de cărți, te rugăm pe tine, Dumnezeul Călturarilor, foamea noastră de lectură, cea de toate zilele, dă-ne nouă și astăzi. Vă rugăm, Domnule Zolivu. Vă mulțumesc pentru că mi-ați strânit o mulțime de amintiri frumoase, dacă am numit un perle. Mulțumesc, doamnei directoare, pentru invitație, pentru pregătirea, pentru această prezentare plină de surprize, chiar pentru mine. Am mai avut o surpriză și la Bacău, când directorul bibliotecii mi-a citit primele poeme publicate în revista Ateneu, de altminteri colaborarea cea mai bine plătită vreodată de autor, profesorul de literatură, a venit într-o pauză, eram în clasa 11 la Laurian și mi-a oferit un exemplar din Ateneu și 300 de lei pentru 5 poezii, echivalentul cu care am umplut un raft de cărți. Mulțumesc și sunt onorat și mai mult decât onorat e o vorbă, e un cuvânt. Sunt chiar bucuros de prezența domnului primar. Iată, gesturile de normalitate se multiplică în România și ăsta e un semn bun. Și dimineața am avut parte de prezența unui alt primar la Bicaz, pe o altă temă, așa, și mi-am adus aminte de o anecdotă pe care aș vrea să vă ofer, așa, ca un cadou special astăzi, legată de Churchill în timpul războiului, când Londra era bombardată, era sub bombe, așa, Churchill a făcut un... nu era chiar la Londra, știți că s-a retras guvernul, a făcut o ședință de guvern și ministrul războiului i-a cerut tăierea bugetului de la cultură. O parte din bugetul de la cultură să meargă la bombe. Și Churchill, care, așa cum știți, era un scriitor, în primul rând, un om de cultură extraordinar, știa și el ca Baudelaire greacă și latină, ca generalul de acolo de admiteri, așa, și care a luat, cum bine știți, premiul Nobel pentru literatură, pentru memoriile sale, care sunt o capodoperă, în primul rând, de ordin literar, Churchill, atunci, care era un om echilibrat, s-a ridicat furios de pe scaun și se pare că și-a distrus una din faimoasele pipe, strigând la ministrul său de război. Deci suntem sub bombe la Roma, cum să tai bugetul de la cultură atunci pentru ce mai fac războiul? Cultura este esențială și cultura trebuie să rămână finalitatea oricărui act politic. Finalitatea politicului este cultură. Că admite pentru ce mai facem politică, dacă nu pentru cultură. Da? Așa că vă mulțumesc încă o dată și sunt fericit că îl urmați tradiția lui Churchill și nu a altora. Dacă așa. Vă rog. Eu o greșeală a mea. În sală nu e numai domnul primar, este și doamna viceprimar. Ah! Iată te cu atât mai mult, vă dedic și dumneavoastră această anecdotă, dar și vă mulțumesc pentru prezență, sincer. Încerc să merg destul de repede, am pregătit o conferință cu poze, fotografii, poze, în fine, anecdote pe care nu le veți găsi în volum, dar în volum veți găsi analiza amănunțită a poemelor. Deci, în primul rând, să spun câteva vorbe despre stand. Am făcut, într-adevăr, cum spunea doamna directoare, o pauză de Baudelaire, o pauză de biblistică pentru Baudelaire, biblistică însemnând noua traducere comentată, amplu comentată, prima traducere științifică și amplu comentată a Noului Testament în cultura română. Au apărut până acum și aveți aici
câteva specimene din această nouă traducere. Primele patru volume sunt cele patru evanghelii, au fost terminate, Apocalipsa lui Ioan, și în această serie a marilor texte ale creștinismului mai sunt Patericul, Evangheliile Apocrife și alte titluri care nu sunt la stare. Aici sunt reduceri foarte consistente, tocmai datorită acestei conferințe. Această traducere prezintă și ediția greacă, textului grec, în oglindă, o traducere cât mai fidelă și mai elegantă în română, urmată de un calup important de comentariu, de note și comentarii, tocmai pentru că îmi propun să lămuresc sau măcar să expun problemele pe care le ridică fiecare verset din Evanghelii sau din Apocalipsă, din cărțile Noului Testament, și o ultimă secțiune, o selecție importantă din scrierile, din comentariile patristice. Asta e foarte pe scurt prezentarea acestei serii, care e disponibilă și la Stan. Acum, de ce Baudelaire? De ce paranteza? În primul rând pentru că sunt un cititor de foarte mult timp al lui Baudelaire, un admirator al lui Baudelaire, nu neapărat doar al acestei cărți, Florile Răului, dar mai ales un cititor al poemelor în proză, apărute postum sub titlul Splinul Parisului. Dar în 2017 avem o dublă sărbătoare legată de Baudelaire, anume 160 de ani de la apariția Florilor Răului și de la procesul lui Baudelaire, pentru că imediat după apariție Baudelaire a fost premiat, între ghilimele, de justiția franceză cu o condamnare, așa, și în același timp 150 de ani de la moartea lui Baudelaire, survenită în 1867. Florile Răului au apărut în 1857. În februarie, manuscrisul a fost depus la o editură, o editură condusă de un editor extraordinar, foarte cultivat, pasionat și admirator al poetului, care nu era cunoscut ca poet atunci, în 1857, era cunoscut. Publicase fragmente din volum, dar nu publicase Florile Răului, a fost primul și singurul volum. Așa cum a citat doamna directoare Adineauri, Baudelaire a fost omul care cu migală a lucrat pe același, a șlefuit același volum, un singur volum, din care a scos bucăți sau din care au fost scoase, a fost obligat să elimine bucăți, așa cum o să vedem, și la care a adăugat foarte multe alte poeme în edițiile următoare pe care le-a putut supraveghea. Așadar, este un an Baudelaire și Baudelaire marchează o dată importantă în istoria nu doar a poeziei, ci și a culturii mondiale. De ce am propus acest volum? Din mai multe motive. În primul rând, momentul, procesul lui Baudelaire este puțin cunoscut chiar în Franța, în amănunte vorbesc. Pledoariile, actul de acuzare, intervenția procurorului, substitutului de procuror, pledoaria avocatului, sunt mai puțin cunoscute și până la acest volum nu au fost deloc traduse în românește. Și fără acest ansamblu nu putem înțelege ce s-a întâmplat, care este importanța acestui volum și care a fost efectul acestui proces, acestei condamnări. În același timp, Baudelaire era omul secolului său, de o cultură uluitoare, foarte profundă și vastă, așa cum amintea în prezentare doamna directoare, era un om care fusese foarte bine școlit, trecut prin culturile greacă și latină, poezia lui, literatura lui, nu numai eseurile de istoria artei, sunt îmbibate cu referințe mitologice din cultura greacă, din cultura latină, din cultura italiană. În același timp învățase la perfecție engleză pentru a-l traduce pe marele lui maestru Edgar Allan Poe. Nu trebuie uitat că Baudelaire l-a introdus nu doar în cultura franceză, ci în cultura europeană, pe acest mare scriitor american pe care l-a adorat, Edgar Allan Poe. Și în plus, era un om care cunoștea foarte bine tradiția creștină.
Nu doar citea Evangheliile, nu doar că le cunoștea foarte bine, dar le rugăda. Era un om obsedat de această tradiție și am să revin asupra acestor amănunte și cu privire la câteva aspecte biografice, mai precis legate de tatăl său. Foarte puțină lume știe că tatăl lui Baudelaire a fost preot catolic. De aici poate îi se trage o parte din această pasiune spre teologie. Preoții catolici, așa cum știu, nu se căsătoresc. Dar tatăl lui Baudelaire a trecut Revoluția franceză, acolo, la sfârșitul secolului XVIII, tatăl lui Baudelaire, preot catolic, nu s-a mai simțit bine, nu și-a renegat credința. Doar că a renunțat la statutul de preot catolic. În 1793 a devenit prete de făuche. A devenit laic, pur și simplu. A renunțat la statutul ecleziastic. Era el însuși un desăvârșit latinist. A fost preceptor la o casă, copiii unei case aristocratice. Și a transmis fiului această pasiune și pentru teologie și pentru limbile greacă și latină, pentru limbile clasice. Acum, Baudelaire și-a pierdut tatăl pe François se numea tatăl lui Baudelaire, preotul catolic, care după ce a abandonat statutul de preot, s-a căsătorit cu o franțuzoaică mai tânără, de origine engleză, de altminte, mai tânără cu vreo 30 de ani decât el, așa, și tatăl a murit când Baudelaire nu avea decât 6 ani. Foarte tânăr. I-a păstrat, în schimb, o venerație întreaga viață. Mama lui Baudelaire, după moartea soțului, s-a gândit să se recăsătorească cu cineva, un ofițer din armata franceză care a făcut o strălucită carieră, generalul Obic. Iar relațiile, începând din adolescență, între Baudelaire și tatăl vitreg, au fost foarte tensionate. Ba chiar au ajuns până la ură. Și probabil și pe acest fond de tensiune a relațiilor între Baudelaire și tatăl vitreg, această amintire a tatălui biologic a căpătat proporții mitologice aproape. În fine, nu spun că acest amănunt biografic explică interesul lui Baudelaire pentru teologie. Dar ceea ce am încercat să fac în acest volum, și am să revin asupra structurii și asupra modului cum l-am gândit, a fost să recuperez această dimensiune naturală a poeziei și a întregii opere a lui Baudelaire, cea teologică. Vrem, nu vrem, Baudelaire era obsedat de această tematică teologică, de acest limbaj teologic. El însuși o afirmă în numeroase scrisori. Din păcate, începând cu secolul XX, cultura umaniștilor s-a cam separat, s-a cam îndepărtat și în Occident și la noi, s-a îndepărtat de teologie. Teologii nu prea mai citesc literatură laică, iar scriitorii sau criticii literari nu prea mai știu teologie. Și atunci, nemai știind prea bine teologie, nemai fiind familiarizați criticii literari cu teologia, scapă sau omit să vorbească despre aceste aspecte care erau fundamentale în opera lui Baudelaire. De aceea, în comentariile pe care le-am propus, volumul conține o introducere amplă, un capitol amplu despre proces, cu toate piesele care au fost citate în proces, după care urmează poemele în franceză, în original, care au o traducere cât mai exactă în paralel, după, cum să spun, tipicul occidental. Nu am vrut să sacrific de dragul unor rime conținutul poemelor lui Baudelaire, pentru că Baudelaire e un poet de idee. El însuși subliniază lucrul ăsta în numeroase rânduri. Poezia mea este poezie de gândire, de idee. Ori nu putem să ne permitem să sacrificăm gândul, profunzimea gândului lui Baudelaire, de dragul de a traduce în românește cu rimă. Pentru că rima sacrifică foarte, cere sacrificii la nivelul conținutului. Orice traducere matură, normală, occidentală, are o asemenea metodă de traducere. Dacă o să vedeți, Dante este, sau Homer, mari poeți ai lumii, sunt traduși în franceză, în proză, o proză ritmată, cât mai elegantă, dar cât mai precisă, tocmai pentru a recupera în primul rând substanța, conținutul poeziei respective.
cine dorește să meargă mai departe, învață limba de origine, învață italiana pentru Dante și așa mai departe, dar oricum este imposibil să redai exact un poem, și aici vorbesc doar de poem, un vers al lui Baudelaire, într-o traducere românească, atunci când folosește rima. Am vrut să sacrific cât mai puțin din gândul lui Baudelaire, propunând o asemenea traducere exactă în proză. Dar o proză cât mai elegantă și ritmată, bineînțeles. Acum, am pregătit acest... Iar în comentariu am propus două secțiuni. O secțiune de explicații, după fiecare traduce poem și traducere, o secțiune de explicații de nivel lingvistic, pentru că sunt foarte mulți termeni care trebuie regăsiți în dicționarele pe care le folosea Baudelaire. Și de aceea am folosit dicționare aproape din vremea lui Baudelaire, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Și există noțiuni, există anumite concepte sau pur și simplu denumiri pe care dicționarele ulterioare nu le mai conțin și noi nu mai înțelegem versurile lui Baudelaire, pentru că pur și simplu obiectul a dispărut. Există, de pildă, soiuri de vinuri din vremea vieții lui Baudelaire, care erau considerate elixiruri, care erau vinuri foarte rare, foarte rare. L'ennemi de Saint-Georges, de pildă, au dispărut. Într-un vers apare acest termen, l'ennemi. Sau apare într-un alt vers un alt soi de vin care se numește Constans. Editorii ulteriori au scris Constans cu minusculă. Dar Constans nu înseamnă nimic. Ce vrea să spună în aceste? Constans era un tip de vin, un soi de vin foarte prizat de aristocrația franceză, care venea de la capul, dintr-o podgorie, de la capul Bunei Speranțe. De aici, Constans era vinul de la cap. Nu mai apare decât în dicționarele acelea, pentru că ulterior acest vin a dispărut din restaurantele franțuzești sau din meniurile franțuzești, pur și simplu nu s-a mai importat. Dar pentru Baudelaire are o mare importanță și trebuie, când citești traducerile de până acum din Baudelaire, stai și te întrebi ce e cu Constanța și cu nopțile. Adică de ce Constanța și nopțile sunt puse în apropierea, sunt alăturate cu opiumul, așa, și Baudelaire spune că nici această Constanță, nici aceste nopți nu sunt atât de, pentru mine, nu sunt atât de atrăgătoare și de tari, de pline de pasiune, ca buzele iubitei. Nu se înțelege nimic dacă nu facem această arheologie lingvistică plecând de la dicționarele respective. Și atunci am propus o secțiune de explicații, după care un comentariu al fiecărui poem, dar bazându-mă pe aceste explicații. Aici am să încep derularea filmului. Aveți primul portret, Baudelaire la 23 de ani, cu coama leonină, ulterior o să-și piardă această coamă. E un portret pe care l-a făcut un prieten foarte bun, Emile Duroy, care el însuși a murit la numai 26 de ani, cum vedeți. Portretul e în Muzeul Castelelor Versailles și Trianon. Dacă revizitați expozițiile acum, o să-l puteți identifica. Baudelaire e acolo, vedeți, gânditor, un dandy gânditor și cu o privire destul de câtră, într-o perioadă, în fine, de trecere de la adolescență spre maturitate, dar plină de tumult. Următorul portret îi aparține unui alt prieten, Courbet, și am să închei prezentarea cu un alt tablou al lui Courbet. Vedeți că deja la 1848, Baudelaire, născut în 1821, deja în câțiva ani de zile și-a pierdut chica leonină și a devenit foarte meditativ. E pe unul din fotoliile lui preferate, cufundat în lectură, exact în aceeași poziție o să apară într-un alt tablou al lui Courbet, dar integrat undeva în marginea tabloului.
Aici este fotografia pe care am reprodus-o pe coperta volumului și care aparține unui alt prieten al lui Baudelaire, Nadar, un gravor faimos, dar și unul din primii mari fotografi ai, ai Europei și ai lumii. Iată Baudelaire fotografiat în, spune chiar Nadar, într-un text, într-o mărturie, în 1855, ne apropiem de anul publicării Florilor Răului, în 1855, cu 2 ani înainte de Florile Răului, într-un fotoliu care era fotoliul lui preferat, se pare, și pe care îl lua, îl purta cu sine în toate apartamentele în care s-a tot mutat și s-a mutat, a schimbat foarte multe apartamente. Pare rău că trebuie să stau așa, dar așa. Aici am pus câteva repere biografice înainte de a intra în subiectul propriu-zis procesului lui Baudelaire. 1821 nașterea, 1839 e dat afară din colegiul lui de Grand din Paris. El și-a petrecut câțiva ani în copilărie, pentru că între timp mama lui s-a căsătorit cu cel care avea să devină generalul Obic, pe care Baudelaire l-a detestat profund începând de, din adolescență. A făcut câteva clase la Lyon, după care generalul Obic, revenind la Paris, pentru că armata tot timpul îi schimba domiciliul, așa, a continuat liceul la faimosul colegiu Louis le Grand. De ce a fost dat afară din colegiu? Din cavalerism. E o trăsătură care are și încăpățânare, dar încăpățânarea bună de data asta, e o trăsătură care îl caracterizează. Chiar dacă a avut puțini prieteni, nu a, niciodată nu s-a bătut de la principiile sale. E cavalerism, cum să spun, transpus într-un mod de viață pe care el, despre care a scris, așa, dentismul, faimosul dentism, care e un fel de ascetism, există un text extraordinar în acest sens, un fel de ascetism laic, dacă vreți, sau un ascetism poetic, de, așa, de-al minte era foarte bun prieten cu Barbei Dovini, care a scris faimosul text, faimoasa carte despre dentism și despre gramă, așa, unul din modelele. Da. Dentism, cavalerist, spuneți-i cum vreți, a dat la 17 ani la vârsta asta, ulterior a devenit un dentist consacrat, la 17 ani, în fine, dă dovadă de caracter atunci când refuză pur și simplu să-și trădeze un coleg. Un coleg, în timpul unei ore de curs, i-a trimis un bilet, care ulterior s-a dovedit a fi fost tot, absolut benign, nu conținea nimic compromițător, așa, dar Baudelaire, din principiu, nu a vrut să-i dea biletul profesorului care văzuse acest gest. Și l-a fărâmițat și l-a înghițit în fața profesorului, refuzând să îl pună acestuia din prietenie pentru a nu-și trăda colegul. Au fost amândoi exmatriculați. Dar aici au intervenit pilele tatălui, Vitreg, sunt buni și tații Vitregi câteodată și el a putut să-și dea bacalaureatul datorită intervenției generalului viitorului, încă nu era general atunci, Obic, într-o altă instituție. Ulterior, când încep problemele grave legate de finanțe, pentru că el a avut o moștenire consistentă, din partea tatălui, François, când a ajuns la maturitate, a intrat în posesia acestei moșteniri, dar în foarte scurt timp a cheltuit enorm, aproape jumătate din suma moștenită, care era foarte mare. Și atunci familia îngrijorată, mama lui Baudelaire, care l-a iubit ca o mamă până la sfârșitul vieții, din păcate, i-a asistat și la moartea fiului, așa, și inclusiv generalul Obic, au luat hotărârea să-l trimită într-o călătorie în jurul lui, poate mai bine mintea la cap. Nu i-a venit deloc, din potrivă. Capitanul vasului pe care Baudelaire s-a îmbarcat, când au ajuns la Île de Bourbon, se numea pe atunci insula, trebuia să ajungă ținta călătoriei la Calcuta. Dar nu s-a ajuns niciodată până la Calcuta. Așa, pe Île de Bourbon, generalul
capitanul vasului l-a debarcat, i-a scris mamei lui Baudelaire o scrisoare în care îi spune: vă returnez toți banii înapoi, nu mai vreau să-l văd în viața mea, îl las aici să se întoarcă cum știe, să facă ce vrea cu viața lui, eu n-am luat adio de la familia Baudelaire. Și Baudelaire a petrecut acolo în insulă, se pare, a avut câteva aventuri destul de proletare, s-a îmbarcat cu un alt vapor și s-a întors în Franța, la Bordeaux, la scurt timp, unde a reînceput viața de poem în registru Dandy. El a fost cunoscut până la publicarea Florilor Răului în 1857, în primul rând ca un critic de artă. Adora și această pasiune, probabil, i-a venit de la tatăl său, care era pictor amator. Și s-au păstrat portrete și el însuși, Baudelaire, la un moment dat avea în cameră, găsise una din schițele pe care tatălui François o făcuse când încă Baudelaire era în viață și o păstra ca pe o icoană. Deci asta cred că vine tot de la tatăl pe care l-a pierdut când era copil. S-a ocupat de critica de artă și era un susținător ardent al noului val în pictură. În fruntea lui Delacroix, ați văzut numele lui Delacroix din aur, Baudelaire a fost unul din cei care au impus stilul lui Delacroix împotriva academismului. Vorbesc un pic mai repede pentru că e foarte multă materie și n-aș vrea să scap ceva, dar în fine, până la urmă, datorită imaginilor, cred că să vă înțelege, o să fie destul de clar. Și, în același timp, era cunoscut, am pomenit deja, ca traducător al lui Edgar Allan Poe în franceză. A tradus foarte mult și era un traducător profesionist foarte extrem de minuțios, care scotocea după termenii rari, în fine, voia să traducă extrem, extrem de riguros fiecare rând din Edgar Allan Poe, mai ales atunci când, așa cum bine știți, Edgar Allan Poe folosește și termeni tehnici, așa, Baudelaire vâna marinari americani sau anglofoni în porturile Senei ca să afle ce înseamnă exact să-i se arate un termen pe care îl folosește Edgar Allan Poe în una din prozele lui. În 1848, ați văzut portretul din 1848, participă și ei, aici, anecdotă semnificativă, participă și el la Revoluția din 1848, din februarie, franceză, altă revoluție. Dar de ce? Cum poate știți, Baudelaire avea nu era deloc un intelectual de stânga, ca să-i spunem așa, un revoluționar. Avea o gândire reacționară. Era unul din cititorii ardenți al lui Joseph de Maistre, cel care a scris tomuri întregi împotriva Revoluției franceze, și el însuși declară că Joseph de Maistre m-a învățat să gândesc. Și este maestrul gândirii în materie de teologie politică. De ce a participat în 1848 la Revoluție? S-a îmbrăcat ca un dandy, există o mărturie în acest sens, cu o bandulieră foarte elegantă, cu un costum foarte elegant și cu o pușcă extrem de bine lustruită, nou-nouță, așa, cu o cocardă, strigând pe străzile Parisului: moarte generalului Optic, adică tatăl vitre, generalul Optic fiind în tabăra opusă, păzind o garnizoare. Așa. Asta a fost principala rațiune, a plus efervescența, pentru că era foarte tânăr și mulți din prietenii lui, inclusiv Courbet, erau, ca să zic așa, de stânga, revoluționari. Și atunci el, din solidaritate de generație, i-a însoțit, dar există mărturii în acest sens, strigând atât: moarte generalului Opin. N-a reușit nimic. În 1857 publică Florile Răului prima ediție, care va declanșa procesul. În 1860 o altă carte importantă, Paradisurile Artificiale, care pleacă de la experiențele lui cu hașiș. Nu am să insist asupra acestui aspect, dar, bun, tot anecdotic, foarte pe scurt, pentru că nu ating lucrul ăsta în comentariu, în carte. Așa, exista un cerc pe Île de la Cité, unde la un moment dat Baudelaire a și închiriat un apartament.
un cerc de poeți, de intelectuali și numai pictori sau medici, care făceau asemenea serate, odată pe lună, făceau niște serate unde consumau hașiș pâini. Erau niște pâinici, că așa, e descrie, o descriere, un text celebru și foarte important al lui Teofil Gautier despre consumatorii de hașiș, despre acest experiment. Dar nu era totul la întâmplare, la voia întâmplării. Era un medic care se și ocupa de descrierea simptomelor provocate de consumul de hașiș. Și toți consumau hașiș în anumite doze. La etajul unui acestui hotel, singurul care nu consuma era acest medic, pentru că fiind la etaj, unii s-ar fi putut arunca de pe ferestre și el trebuia să blocheze ferestrele sau să îi împiedice. Așa. Și aceste experiențe trăite de acest grup și, cum vă spuneam, descrise mai mult sau mai puțin în detaliu de Teofil Gautier într-una din prozele sale, din mărturiile sale, au stat la baza acestui volum, dar coroborate cu altă. Sunt foarte multe fragmente traduse și comentate de Baudelaire din Thomas de Quincy, marele scriitor care a fost chiar maestrul lui Baudelaire și care l-a influențat și care a scris acele amintiri sau memorii ale unui opioman. El traduce ca lucruri întregi din cartea englezului și le comentează în Paradisurile Artificiale. Urmează o perioadă foarte stranie în 1964. Pleacă în Belgia ca să țină conferințe. Să aibă și el din ce trăit, a aflat că asta e moda în America. Scriitorii mari trăiesc din lecturi publice, ceea ce va deveni ulterior tradiția lecturilor publice. Numai că Baudelaire era foarte prost conferențiar și foarte prost cititor. Nu știa să citească, să-și captiveze publicul, nici măcar cu lectura. Era foarte bâlbuit, există probabil timiditatea, deși era un extraordinar cozăr. Dar una e să faci conversație de salon, în privat sau într-un grup restrâns de prieteni și așa mai departe, și alta e să captivezi o sală de 100 de persoane. A dat vina pe prostia belgienilor, că belgienii nu-l înțeleg, și s-a supărat pe belgieni și s-a supărat atât de tare încât n-a părăsit 4 ani Belgia. Cum poți să înțelegi, să detești o țară și să locuiești în același timp, să refuzi, să te întorci la Paris și să locuiești într-o țară pe care o detești? Și a și propus la un moment dat și a adunat o mulțime de note pentru un pamflet care urma să se intituleze, există scrisori și mărturii către editorul lui, Pauvre Belgique, sărmana Belgie. În fine, gurile rele spuneau că, să nu uităm că suntem sub al doilea imperiu, sub Napoleon al III-lea. Asta este perioada despre care vorbim. Și gurile rele, în Belgia, trăiau foarte mulți republicani opozanți ai regimului lui Napoleon al III-lea. Și gurile rele spun că, de fapt, Baudelaire era un agent secret trimis, infiltrat în grupurile de intelectuali republicani din Belgia, mai ales din Bruxelles, și care trebuia să trimită note informative la Paris. Așa, el era foarte enervat de această poveste, a lansat el însuși o altă versiune, dar prefer să nu spun în public versiunea pe care a lansat-o el, pentru că e absolut scabunoasă. În fine, că a fost agent secret, că nu s-au descoperit documente, că ar fi fost agent secret, cel de că în exil a frecventat și familia lui Victor Hugo, care îl plictisea îngrozitor de albine. În Bruxelles a avut și prima sincopă, primul atac, care ulterior, în fine, a dus la moartea lui prematură în 1867, pe 31 august. Aici este, astea sunt, pe scurt, datele biografiei cu câteva anecdote. Aici aveți în stânga prima ediție a Florilor Răului și în dreapta a doua ediție din 1861. Publicat și aici începem procesul, propriu-zis, Procuratura, mai un subiect la modă, văd în România. Iată că ce citeau, ce literatură bună, ce autori extraordinari citeau procurorii francezi la sfârșitul secolului XIX. Măcar de-ar citi și acum,
Băgat, dar să-și facă datoria, evident, cum și-o fac acum, dar la același nivel de cultură. Asta e extraordinar să vezi rafinamentul cultural al unor oameni care trebuiau să se ocupe cu justiția și se ocupau foarte serios cu justiția, și, dar care în modestia lor se, spuneau că nu sunt decât santinele ale statului de drept. Dar iată ce citeau procurorii francezi la sfârșitul secolului al XIX-lea. Chiar dacă, în fine, s-a terminat cu o condamnare, am să vă citesc câteva pasaje din rechizitoriul procurorului. Am să vă prezint, am să vă citesc pe scurt articolul care a provocat, care a dus la proces, câteva elemente despre proces, pledoaria, câteva elemente, aici am spus pledoaria substitutului e greșit, e, în fine, rechizitoriul, mai precis, am să-l corectez pentru o altă viitoare conferință, pledoaria avocatului, sentința care a fost urmată de o scrisoare adresată de Baudelaire reginei Matilde, soția împăratului Napoleon. Totul pleacă de la o cronică foarte scurtă, am să vă citesc aproape integral, să vedeți ce scrie Gustave Bourdon despre florile răului în ziarul Figaro de pe 5 iulie 1857. Volumul a fost predat, spuneam, editurii în februarie 1857. Apare în librării și pe masa lui Baudelaire pe 25 iunie. Suntem pe 5 iulie. Cât de repede reacționează și critica literară și justiția într-o țară normală. Deci la nici 10 zile, deja această recenzie, această prezentare, de fapt o reacție, nu e neapărat o recenzie, apare pe prima pagină un ziar care era foarte tânăr. Și nu trebuie citat cu Le Figaro, cum a ajuns astăzi, ci Figaro doar se numea atunci, și nu avea decât 4 ani ziarul. Iar persoana de aici, Gustave Bourdon, este autorul acestei recenzii, acestei prezentări, era, între altele, un om foarte cultivat, un om cu o școală serioasă, sănătoasă, dar de cu un gust tradițional, iubea poezia nebaudeliană, ca să zic așa, și care ia poziție pe prima pagină la rubrica Ceci et cela, una despre una alta, dar îi acordă totuși lui Baudelaire, deși Baudelaire la primul volum publicat, îi acordă primele rânduri din acest număr, din Figaro, care avea puține pagini. E un număr care apare duminica. La început, Figaro nu apărea decât joia și duminica. Ăsta e un număr pe care l-am scos special din Arhiva Bibliotecii Naționale Franceze, care conține această recenzie. Ce spune Bourdon, și acest text a declanșat după aceea ministrul de interne, care citea ziarele cum trebuie, s-a autosesizat și acest lucru a dus la proces. Să văd dacă îmi se găsesc aici doar rechizitorul. M-am lăudat, am încurcat paginile, însă văd, poate găsesc aici textul din Bourdon. Da. Am citit volumul, spune Bourdon. Am citit volumul, în volumul despre Baudelaire, l-aveți la pagina 9, tradus. Am citit volumul, nu fac nicio judecată asupra lui, nu dau niciun verdict. Iată doar simpla mea opinie, pe care nu doresc să-i impun nimănui. Nu s-a văzut niciodată, scrie Bourdon, cineva care să-și bată joc mai nebunește de calitățile sale strălucite. Baudelaire, da, e un talent strălucit care își bate joc de calitățile sale, de talentul său. Sunt momente când ne îndoim de starea mentală a domnului Baudelaire, scrie Bourdon în această recenzie. Și sunt momente când nu ne îndoim deloc, adică e bolnav de legat. Aproape tot timpul se repetă, monoton și premeditat, aceleași cuvinte, aceleași gânduri. Odiosul se învecinează cu ignobilul. Respingătorul se aliază cu infectul, niciodată n-am văzut mușcând și chiar mestecând atât de mult sânge în atât de puține pagini.
Niciodată n-am asistat la o asemenea trecere în revistă de demoni, fătuși, dragi, cloroză, pisici și mai sari. O să citiți dumneavoastră direct, nu vreau să pronunț în public unele cuvinte folosite de Baudelaire sau de Baudelaire. Această carte e un spital pentru toate demențele mentale și pentru toate putreziciunile inimii, spune Baudelaire. Și măcar dar fi într-o vindecarea lor, dar ele sunt incurabile. Un vers al domnului Baudelaire îi rezumă admirabil concepția. Mă întreb de ce nu l-a pus motto pentru florile răului. Sunt versul sună, sunt un cimitir abhorat al lumii. Și în mijlocul tuturor acestora, patru bucăți, renegarea Sfântului Petru, apoi Lesbos și alte două, care au ca titlu Femei damnate, patru capodopere de pasiune, de artă și poezie. Dar putem spune, trebuie, se cuvine spus, scrie Burdăm, e de înțeles că la 20 de ani imaginația unui poet se poate lăsa antrenată în explorarea unor asemenea subiecte. Nimic însă nu poate justifica faptul ca un om trecut de 30 de ani să publice într-o carte asemenea monstruozități. Deci ideea lui Baudelaire este, Baudelaire are talent incontestabil, e un poet strălucit, dar asemenea subiecte sunt tratate, pot fi trecute cu vederea unui tânăr de 20 de ani, dar nu unui om de 30 de ani ajuns deja în pragul maturității. Acest text a fost după aceea preluat, a mai fost încă o recenzie, în aceeași notă, tot în Figaro, săptămâna mai târziu, și, în fine, a fost Ministerul de Interne, cum vă spuneam, a reacționat prompt, Camera a 6-a de Casație a lansat procesul. Aici, în această cameră, erau judecate prostituatele și judecați proxeneții. Și printre ei, Baudelaire, ca să vedeți exact care era, în fine, vecinătatea. Ernest Pilar a fost cel care a făcut rechizitoriu. Era substitut de procuror, este denumirea exactă, procurorul din partea statului, procurorului Imperiului, iar cel care l-a apărat se numește Maître de Stange. Ernest Pinar își ia oarecum revanșa el la al doilea proces literar, care au fost la început două capete de acuzare, ultragiul la morala publică și la morala religioasă. Ulterior, când s-a început oficial procesul și Baudelaire a primit convocarea și citația, s-a păstrat un singur cap de acuzare, s-a eliminat acuzarea de ultrajul la morala religioasă, Pinar considerând că nu e treaba statului să se amestece în chestiunile religioase. Așa. Bun. Deci, onestitate de la cap la coadă. Foarte mulți îl blamează în gustimea de spirit a lui Pinar, dar am să vă citesc un fragment absolut întregul rechizitoriu merită citit pentru a vedea, unul, onestitatea cu care Pinar i-a citit cărțile lui Baudelaire și, doi, totuși, cultura de care dă dovadă un procuror în vremea celui de-al doilea imperiu în Franța. Ernest Pinar pierduse un proces care a avut loc în februarie același an împotriva celebrului roman Madame Bovary lui Flaubert.